Gorjeni a urmat exemplul celorlalți români și au ieșit din nou în stradă pentru a-și striga nemulțumirile. Punctul de întâlnire a fost, ca de obicei, piața prefecturii din centrul municipiului Târgu Jiu. Demisia! 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 Prima zi de protest autorizat în Gorj a fost ieri, când aproximativ 200 de oameni au scandat împotriva guvernului Boc și a președintelui Traian Băsescu. Manifestanții nu au plecat acasă aseară până nu au trecut prin fața sediului PDL. Aceștia au îngenunchiat simbolic și le-au cerut politicienilor portocalii să lase locul altora. Gorjenii nemulțumiți mai pot protesta organizat încă 3 zile. Autorizația eliberată de autorități în acest sens expiră duminică la ora 18.